Care? 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii instalațiilor de deșeuri, județ Bacău, USC Ecosud, DSA București. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la bugetul ADIS Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea master plan actualizat în sectorul de apă și apă uzat din județ Bacău. Acest proiect o să facem pe ordinea de zi cu aprobarea dumneavoastră, fiindcă o să vă explic ambitul respectiv ce s-a întâmplat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comandului cotizații de membru ADIP aferent anul 2018. Hai să vă spun acum. Când m-am uitat pe listele de hotărâri cu lungimile de canalizare și de apă și pe planul de situații, planul de cadrare unde apărea autorații acest trasee, am găsit o nereguli. Și culmea chiar la strada unde locuiesc eu luam canalizare și apă. Foarte bine. Da. Deci, da, canalizare și apă. Deci, era un nod de 200 metri și 78 de metri trecut. Practic, două case erau prinse. Iar o stradă mare de vreo 300 de metri din iar, ea la între Coșocare, care duce până în linii la Boul Negru, nu era prinsă. Văzând aceste neconformități, am sunat pe cei de la CRAP, am sunat consultantul, au venit la București și i-am explicat. Dacă nu fac aceste modificări, nu voi da niciodată avizul primarului pentru emiterea autorizației de construire și oferă de urbanism, ceea ce înseamnă blocher și măsurile acasă. Și ceva cel mare, fiind prins în același, până era grupat, în același parte. Plus, nu va, nici o treabă consiliul local, nici consiliul local va aproba, deci modificarea va să planul în forma care au făcut-o ei. Se pare că a avut succes reacția mea, categorică, și nu se chemă la ora 11 la CRAP, la o ședință de urgență cu toți cei care beneficiază de master plan, pentru modificarea celor ridicate de mine. Ca să fie totul în regulă. Nu se poate. Să aprobăm și cum să rămânem. Când mi s-a propus la un moment dat, un primar, să fac un brașament. A zis, doamne, acel brașament îl voi suporta eu și vecinii ceilalți, doctorul Radu, care locuim acolo, 3-4 case, în banii noștri. Proiectul, fiindcă cum aprobăm proiectul acum, așa va rămâne. Deci, fiind cu fonduri europene, nu se mai poate face nicio modificare, nici cu dispoziția antier. Deci, ca să fie clară situația. Și cum avem asta proiectul cu drumul. El cum a fost aprobat proiectul, cum a fost aliat de afir și cum a fost încheiat contractul, el așa îl primește. Nu poate să vină nimic cu nicio modificare la el. La proiecte care de regulă să bugetează un gen local sau în alte fonduri și nu europene, se mai poate modifica cu dispoziția antier, după aprobarea proiectantului și beneficiarul și alte gen și antier. Dar la astea care, cu fonduri europene, nu se mai poate aduce nicio modificare. De asta vă propun acum ca proiectul 3 de ordinații să nu mai ținem astăzi, să-l ținem în ședința următoare. Sunteți de acord? Da. 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii instalațiilor de deșeuri județ Bacău cu SC Ecosud de SA București. Știți prea bine că v-am informat și ședința trecută că celula 1 în care s-au depozitat deșeurile menajere până acum, așa, o închis-o, fiindcă s-a umplut. Și la celălalt voi a câștigat licitația această societate. SC Ecosud de SA București. Fiind prin fonduri europene făcute, trebuie dată prin delegare în citații unei societăți care să o administreze. Și avem hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă atribuirea contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către societatea SC Ecosud SA București, lider al asocierii, SC Vic Sorting SA București și SC Anduna Servimob SRL București. Articolul 2. Se aprobă contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, prevăzut în anexă care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 3. Se mandatează reprezentantul Comunei Cașin, domnul, doamna, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Solidarizare Bacău, aprobarea celor prevăzute la articolul 1 și 2 de prezentă hotărâri. Pe cine vreți să mă datați? Primar. Trebuie primar. Dacă vreți să mă datați, aveți altă opțiune, puteți să-l spuneți. Deci primar, da? Articolul 4. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Solidarizare Bacău, ca în numele și pe seama Comunei Cașin, să încheie contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău,
cu asocierea SC Ecosud SA București, lider al asocierii, SC IC Sport Sorting SA București și SC Anduna Selvimob SRL București. Articolul 5. Se aprobă virarea taxei speciale de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor în conformitate cu mecanismul financiar pentru plată prevăzut în documentul de poziție și actele adiționale la numărul 1 și 2 la aceasta. Articolul 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Cașin, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adus la conștiință publică conform legii. Da. Încă mai am spus în birou. A fost toate cu... Da. Raportul de adresare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. Comisia pentru Administrație Publică Juridică, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. O să trecem la proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la bugetul ADIS 4. Aceste proiecte noi le aprobăm în fiecare an. Cotizația pentru ADIS și cotizația pentru ADIS. A căror membru suntem. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 5.000 lei. Se bazasează domnul Sodoiu Daniel, având calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre, precum după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1.000.000 lei. Deci Bacău constituțional dă 10 miliarde, pardon. În bani vechi. Pentru municipiul Bacău, 600.000 lei. Pentru municipiul Onești, 100.000 lei. Pentru municipiul Moinești și orașele Comănești, Buhuș, Târgovna și Dărmănești, 40.000 lei. Pentru orașul Slănic Moldova, 10.000 lei. Pentru comunele cu o populație sub 3.000 locuitori, 3.000 lei. Pentru comunele cu o populație între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 lei. Pentru comunele cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 6.000 lei. Pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori, 7.000 lei. Articolul 3. În cazul în care, din motive obiective, primarul Comunei Cașin nu poate participa la lucrările ședințelor AGA-ADIS, acesta va fi locuit de doamna Sfântoară Colucea Gabriela, având funcția de viceprimar al Comunei Cașin. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi comunicată pe persoanele numerizate la articolul 2, compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, prefectului județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Punctul 3 a fost scos pe ordinea de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației de membru ADIP aferent anului 2018.
Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare ADIP pentru anul 2018 în cuantum de 1.000 de lei. Articol 2. Se magazează domnul Soroi Daniel, având calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale, la adunarea generală Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIP, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 de prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, 400.000 lei. Pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău, 400.000 lei. Pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extinderea și modernizarea sistemului de apă și uzat și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei. Slănii Moldova, 3.000 lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 lei. Comunele fără investiții la infrastructura de apă și canalizare, 100 lei. Articol 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată în persoanele numerizate la articol 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. La ADIP nu s-a schimbat cotizația. La ADIP doar. Și la ADIP a rămas pe la aceeași. A rămas la fel ca și am început. La ADIP s-a mărit-o. Cotizația, văd că și Constituția dă numai 400.000, Nicol dă 1.000.000 de lei. Da. Mai aveți de completat ceva la punct? Nu. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în urma prezentată. Cam astea ar fi punctele pe ordinea de zi. Vă invit să luați cuvântul cu privire la materialele prezentate. Dezbie cineva sau supunem la vot? Din lege nu-i tocmai am supunem la vot? Da. Cine este pentru proiectul de la numărul 1? Împotrivă, nu. Proiectul de la numărul 2, cine este pentru? Mulțumesc. Și proiectul de la numărul 4, pe 3 l-am amânat pentru ședința următoare. Cine este pentru? Mulțumim. Acestea? Dacă nu mai dorește nimeni, dar nu nimic. Acum avem locuința 3 consilieri. 3-4 consilieri. Ce rugăminte am dat? Am vorbit cu familia Gogu, cu Gheai Trin, cu Gogu, cu tata lui Ionic Gogu. Astea. În principiu este de acord. De acord ca să vândă terenul. Ei n-au de tot moștenirea, dar zic nicio problemă, o să ajut eu. La chestiunea asta, să vină rutele și azi, nu neapărat să dezbată. Vin tot și semnează, când se face tranzacția cu primăria. Că trebuie neapărat până în luna lui martie, și martie, martie târziu, n-am spus în februarie, dar nici eu n-am grăbit treaba asta, că nu avem nici buget, n-am bani buget și n-avem cu ce cumpăra. Acel teren trebuie să-l luăm. Acolo va veni stat rezervorul de apă. Și trebuie băgat în domeniul public, fiindcă cei de la consultanță și de la CRAP ne-a cerut, ne-a cerut practic bine o hârtie, prin care să toate rețelele de drumuri, prin canalizarea și apa, să facă dovadă aparținând domeniul public a comunicației, plus acest teren, va fi rezervorul de apă de la acolo de sus, de la dumneavoastră, la Coman și cu stația de depurare. Aici, dacă aș părea că avem unii probleme, dar sper să o rezolv. Dacă nu o rezolv cu cei care sunt acolo, ne putem muta un 20 metri mai în stânga sau în dreapta, văd dacă nu avem timp să ne ridicăm cu ei, să face expropierea acolo. Este în scurt, trebuie să luăm terenul și cu asta basta. Gogul, inițial când a fost acolo mi-a dat, ăla e terenul lui. Ea lui, nu ea lui celălalt. Deci când e tu, e o fundație acolo de casă, tot o casă cândva. Și păi, e și chiar bună poziția. Chiar foarte bună poziția. Bună, nu. Foarte bună poziția. Omul, nu trebuie să ne vândă tot, alea care mai mult va. Noi avem noi 3600,
Restul poate să-i rămână lui în continuare. Și drumul. Și drumul, da. Drumul și restul să-i rămână lui, pun în copaci, acolo va fi îngrădit, cum și la casă, la Bucciot, și nu va deranja nimic. Cam asta, vă rog frumos care aveți, dacă să vă cunoaște bine familia Gogu sau sunteți rudi, a fi bine chiar și mâine. Dacă aveți timp liber, să mergeți în coasă discută. Că dacă care de acord, ducem ca de și să măsoare. Ca să poată să facă evaluarea, ca până în ședința Consiliului Local cu bugetul, noi trebuie să știu ce prinde buget, ce valori prinde. Că nu putem prinde valoarea cât cere omul. Va fi o evaluare care va o face un evaluator, nu putem să lipsi ea. Sau nu știu, o să mă uși pe altul legal, că se poate... Nu, dar nu se poate. Dar se poate, că pe aia Consiliul Local, dacă omul vrea mai mult cât face evaluatorul, poate se poate aproba. Dar poate să... Ăla e... Prețul de pornire este... Da, de acord. Deci poate vrei 0,50 centi. Dacă 0,50 centi, prea dă nimeni. Da, deci prețul pieții. Păi aici merge, evaluatorul merge pe prețul pieții, da. Corect. Extravilar are o grilă, are o categorie, alta se cadrează. E posibil să fie 0,50 centi. Vă spun că nu dă nimeni. 0,50 centi cu 2000 de euro, dă 3,5 metri pătrați de euro. Nu dă omul. Acolo zona este frumoasă, mă gândesc cu viitor, poate să fac o cabană, să fac ceva, să ne extind intravilanul nostru, că e îngăsat, aproape de comandă. Dar ăla e prețul pornirii, care se poate aproba în Consiliul Local, adică până negociere cu omul, zice, domnule, dai 1 euro pentru pătrat, ca să fie și eu 3000 de euro, sau mă rog, nu știu cum va fi. Nu poți, că nici nu obligi să-l forțezi. Dar noi trebuie să avem o evaluare, făcută de un evaluator autorizat, care este un preț de plecare. Din celălalt poate fi triplat, dublat, adică vrea omul. Păi omul nu putem da nici mai mult decât putem da. Exact ca și din cort, va fi un preț de plecare și nu la stație de depurare. Bazinul vine pe porțiunea de teren a cui? Acolo, da. Acolo știi că nu prinde pe mai mulți? Sau numai pe el? Pe el. Și foarte bine pe el. Ei au foarte mult. Au foarte mult familia lor acolo. Da, ca și bine, lor au, da, au foarte mult. Iar poți și vine chiar pe porțiunea terenului. Și ar putea bine că el stăpânește pe ăla. Așa zice el pe terenului, dar nu e împărțit. Nu, dar nu e împărțit. Noi în cadastrăm, când îi trebuie nou, să merge, să intabulează, să merge la notar și cu porțiunea plătim. Are. Au. Nu știu, m-am uitat, o să verific, asta nu-i problemă dacă ești. Parcă să fie 2000. Da, și cam asta e. Asta aș avea rugămintea, ca până ședința cu bugetul, eu trebuie să am treaba clară. Asta iară legătura cu ea. Da. Situația asta, nu, eu am fost cu omul, mi-a dat terenul, a venit la noi acasă, mi-a dat, a fost foarte cooperat. Nu, nu a fost... Măi, necooperat nu s-a putut vărului la Unești, Gipul. Mai așa, măi. Mă rog, dar e problema lui. Dar nici nu mergea acolo unde are Gipul, că e jos. Jos, nu ia... Dar Sfierlo ce spune? Nu, Sfierlo, el chiar a fost cooperant. Ce spune lui, dar poate iar și familia lui, spune soția. Acolo nu ia lui Sfierlo, domnul. Acolo nu ia lui Sfierlo. Unde? Acolo ia lui Gicu. A lui Gicu, da. Dar nu-i dezbătută moștenirea. Eu am fost... Eu am fost cu el acolo. Și unii fundația de casa Sfierlo. Da, a fost cu el mi-a arătat, dar deci eu am întrebat, domnule, hai... Și până la urmă, unde se pune rezervă? Lângă drum? Nu, dar unde fundația se urcă și sus sunt și sălce. Sus acolo. Și e un bunduie acolo. Ceva, în testul nivor. Acolo. Acolo e lui Gicu. Este la Gicu. Bine, așa și la Gicu. Nu știu, el a zis că e a lui. Nu fie treaba lui. Da, el a zis că e a lui, că eu l-am luat pe om și a zis, domnule, mă prim mai arătesa aici, acu aici. Și câte lungă. El a zis că e a lui. Poate el schimbe. Vom vedea atunci când vom cadastrat și va ieși. Bine, vă mulțumesc frumos și întâlnim o... Dacă nu va fi un alt drum, da, să mai apar ceva. Dacă este un apar... A, e vorba să cu drum, cu o asaltare, e din timp de citație. Cu 2 februarie se închide depunerea ofertelor și până vă face analiza până cu 20 februarie.